Haideți, doar mai cu persoana. Deci, bonul de ordine, haideți să fim întrebă în ordine. Prin 10. 2? Da? 3? Nu, acum de unde... Hai. Zeci de locuri de muncă au fost disponibile pentru tinerii prezenți la eveniment. Pentru această bursă vreau să vă spun că am contactat 123 de angajatori, au confirmat prezența 60. Până în prezent, deja sunt în sală reprezentanții a 55 de societăți comerciale. Au fost oferite 664 de locuri de muncă, din care 14 pentru cei cu studii superioare. Domeniile în care au fost oferite cele mai multe locuri de muncă au fost cele de construcții și fabricarea construcțiilor metalice, pază, horeca și comerț. Pentru cei cu studii superioare, inginer, economist, kinetoterapeut și toate celelalte ocupații pe care le avem afișate. Noi sperăm că și am convingerea că angajatorii își găsesc forța de muncă de care au nevoie și pe de altă parte, cei care își caută un loc de muncă cu adevărat, respectiv absolvenții, să-și găsească un loc de muncă ce corespunde cu calificările pe care le are fiecare. Angajatorii își doresc să angajeze tineri români dornici de muncă. Cu ce ofertă veniți pentru tinerii absolvenți aflați în căutarea unui loc de muncă? Nicăieri se observă, avem aici mai multe lucruri disponibile și în acest an rânca este foarte căutată, dar și disponibilă pentru mulți tineri și multe posturi libere, de la ospătari, recepționeri, barmani, bucătari, ajutori de bucătari, cameriste, pentru că la peste 500 de structuri de cazare, automat, sunt și locuri multe de muncă. Și dumneavoastră nu prea este așa bine administrată și atunci noi trebuie să facem niște eforturi în plus, separat. Vreau să vă spun că e bine ceea ce se întâmplă acum, pentru că tinerii în general s-au obișnuit, conform legii, după ce a terminat școala de meserii profesională, liceu, facultate, să li se ofere fără nicio zi de muncă șomaj. Faptul că se întâmplă acest lucru acum, înseamnă că cineva dorește ca tinerii să se încadreze în societate, în câmpul muncii și să avem un plus de energie la locul de muncă, pentru că știți și dumneavoastră, deja noi, partea privată, suntem de mult timp fără puterea și posibilitatea respectivă de a aduce lucrurile la bun sfârșit. Suntem în căutare permanentă. Eu, printre mulți angajați care i-am, am și 4 lucrători din Nepal, veniți de aproximativ o jumătate de an și să știți că s-au obișnuit, au învățat și românește, au învățat produsele noastre, dar nu pot să facă și lucrurile care trebuie să le facă un angajat din România. Câte locuri de muncă aveți disponibile? 6. 6. E vorba de bucătari, de recepționeri, ospătari și ajutor de bucătari. Compania are și de această dată joburi disponibile, precum cel de inginer de mentenanță, inginer de producție, de asemenea căutăm șef de secție. Ne dorim tinerii dornici care să evolueze, pentru că promovăm această cultură a meritocrației în această companie. Beneficiile sunt numeroase, pe lângă salariu, care este peste media pieței locurilor de muncă. Oferim numeroase beneficii, precum etichete de masă, bonusuri de performanță, de asemenea prime de vacanță și transport gratuit de pe 7 rute ale județului Gorj. Pe lângă oportunitățile de muncă prezentate de către angajatori, au fost prezenți și reprezentanții ai instituțiilor de calificare profesională. E vorba de proiectul Competențe pentru Excelență în sud-vestul Olteniei. Promovăm cursuri de calificare și cu prilejul acestui eveniment ne gândim să ne găsim grupul țintă în proiect. Se adresează atât angajatorilor și în special angajaților. Avem mai multe cursuri, cameristă, operator, introducere, validare, date, competențe digitale, și acestea sunt foarte căutate, surse regenerabile de energie. Tinerii au fost încântați de acest eveniment care le oferă noi posibilități de angajare. Da, sunt foarte multe
sunt foarte multe posibilități de a te angaja. Și chiar e organizat ok. Toată. Ce costă? Mă uitam ceva pe inginerie, pentru că sunt anul întâi la inginerie și ziceam că poate găsesc ceva, dar trebuie experiență, din câte am înțeles eu. Sau... Altceva ai fi dispus să lucrezi acum? Ce domeniu? Sincer, m-aș duce pe ceva frizer, ospătar sau ceva mai ușor. Din păcate, unii tineri încă nu și-au găsit job pe măsura așteptărilor și calificărilor obținute. Ceva în domeniul în ce am terminat eu, mă gândesc. Aș fi medical generalist, pedagogie, dar n-am văzut nimic până acum. Să mă angajez cât de curând aș vrea. Sunt multe posturi pentru cei cu studii superioare sau nu prea? Nu prea, nu prea. Mai mult cofetar, patiserii, altceva nu prea am văzut. Dulgheri, mecanici. Nu, nu, numai ce am terminat masterul, n-am lucrat până acum. Atât absolvenți care se angajează cu normă întreagă în perioada în care sunt înregistrați la AJOFM Gorj, cât și angajatori care au locuri de muncă disponibile, pot beneficia de sprijin financiar.